Actualul context social privind noul coronavirus a impus un set de reguli ce trebuie respectate de întreaga populație a țării. Situația este critică, se pare că tocmai liderii României nu respectă aceste reguli. În schimb, cerințele sunt mari pentru ceilalți cetățeni, iar amenzile privind nerespectarea acestora sunt exorbitante în raport cu venitul minim al unui român. Setul de reguli impuse privind evitarea îmbolnăvirii cu noul coronavirus este cunoscut de toți cetățenii României. Obligativitatea măștii în spații interioare, dar și distanțarea socială sunt cele mai importante, respectate zilnic de români. Cu toate acestea, președintele, dar și premierul României acordă dezinteres în ceea ce privește respectarea acestor măști. Ambii au fost surprinși în ipostaze nefavorabile în actualul context social. Ce face Orban? Face petrecere, țigarea în gură și pe mine mă amendează că n-am mască pe aia. Cu toți aia fumează în cabinet. L-a întrebat și nimeni ceva. Nu l-a întrebat nimeni de nimic. Nu mă pot duce la spital. Cum am închis spitalul? Am programare la 6 luni. Stau să mor în fața spitalului, domnule. Măsurile luate privind noul coronavirus sunt deranjante pentru unii cetățeni. Dacă liderii nu respectă regulile impuse chiar de ei înșiși, cetățenii români pun sub semnul întrebării numărul crescut de cazuri de COVID-19 din ultima perioadă.